Spune așa. Deci ABC de paralelogram. Am venit de paragram. Deci nu un paragram. Iată, aici, făcând figura paragram și tot ce îți dai din ipoteză, mai câștigai ceva, 0,5 colo, 0,5 colo, să adaugă. Exact, iar un punct. Da, tot timpul trebuie, adică să nu faci nimic, să lași gol. Deci, e... Nu știi, vă să vadă. Așa. Ratul cât e? 4. Fiecare dintre voi este, pentru fiecare este clar un lucru. Dacă făceați maxim, stricând ipoteza, făcând, spunând acolo, ne reușim să ajungi la capăt, dar fără să vă dați seama, putea să ajungeți. Iată acolo, că acolo e un panogram, că nu știu ce, că nu știu cum, conform proprietății. Vorba domnului profesor, câte jumătate de punct, câte jumătate de punct, tot vă mai vedeți. Deci, făceai multe lucruri, spuse adevăruri, atenție, adevăruri, și acestea înseamnă ce? O, cât de cât o cultură în geometrie, adică ai ceva informații, știi să vorbești despre asta, de tot ce se întâmplă acolo. Deci, panogram. A, B, C, D, panogram. Da. Și aș lua din nou, Adi. Din nou le scriu pe cele 5-6. Mazărea verde. Era superbă asta. Îți mai dădea ceva. Era superbă chestia. Păi și dacă nu mi-a spus înainte, așa cum făceam. Cum dacă nu ți-a spus? Dar tu trebuie să te prinzi de asta. Măi, este o formă hazlie în care spui, dublești, din nou, dar tot paragraf mi-a dat, hai că ți-mi scriu o dată. Mai scriu o dată. Da. Pe cuvântul meu, dacă trebuie să fie și fața clasic. Era fața clasic, îmi scotea proful și zicea, da. Măi, Adi, ce-i vrut tu de la mine? Da, am să spun că sunt eu proprietățile, domnule. Asta l-am învățat. Eu v-am spus, știu, eu te las de 4 ori. De 4 ori. Îmi vine minte o chestie, înainte a face. Cum, mă, da, este superb. Hai că să zic, vă spun și asta și trec mai departe. Păcat. Băiatul Cristian meu era antitalent la desen. Și eu sunt antitalent, dar n-am atenție. Ce vă spun este superb. Deci antitalent la desen. Și acum, el luni avea desenul, de fiecare dată. Eram doar în clasa a patra și știam că pentru a doua zi, toată după amiaza duminică, era în fața hârtiei, plângea și suferea acolo făcând lucrând la desen. Rupea un caiet de desen tot așa, supărându-se, nu știu ce. Dar spunea, bă, e liniște, e treaba. Da, faci ce vrei, acolo lucrează, e povestea ta. De data asta, exact ca la Gauss, n-a putut noi să mergem după seansa la masă să ne odihnim, că el zice, tata, gata, am făcut desenul. Mă atras din gură. Ce desene ai făcut? Hai să-l arăt. Eu, așa, într-un fel supărat, hai să-ți arăt. Mă uit la, mă duc la el. Ce-i mă asta? El avea așa. Uite așa, bă. Așa. Și aici și pe albastru. No, trebuie să vă arăt, asta e super. Aici, albastru. Mare. Și aici, niște dreptunghi. O, 7-8 dreptunghi. Ce mai crește asta? Aspect de la mare, tată. Vezi? Ce-s lungurile și mare, nu? Asta. Uite, cine știe. Ceva, asta e mare, da. Și ce-s mă cu astea? Ce-s astea? Asta o soapă. Dar oamenii, mă, sunt la masă. Plec la joc! Plec la joc! E cel mai frumos desen pe care l-ai făcut asta. Păi pleacă la joc, ești bine, bărba. Ai și gândit, ai și argumentat. Da, da. Ești că ți-a ieșit cel mai frumos desen. Până de seară, joacă pentru tine. Da.
joacă, că într-adevăr cel mai frumos desen. Mâine să-i spui și profesor, învățătoare, chestia asta, că e teribil. Spune-i zici. Da, 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 este fantastic. Deci, iată că într-un moment de suferință, eu și-l imaginam repede, îl trimis pe toți la masă. Nu știa să-i facă. Adică să desineze oameni pe aici și așa tot. Că eu m-am revoltat. Da, unii spun, dar la... tu nu ai fost la mare, nu știi acolo lume, nu știu ce. Da, 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 s-l-am asetat. No comment. No comment. Bravo, iubitorul, tata, du-te la joacă. Da, păi, na, aici n-am avut replică. Băi, du-te că gata, e păi, ce mai frumos. Ce mai bune. Așa. Trebuie să ai talent. Talent. Da. Așa și tu, Adi. Dacă îi scrie, scriei la fiecare... pronunții de parogram, toate, pa, 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 5-6. Ia, parogram, ascult parogram, 5-6. A, super, mă, super. Poate să leu câte ceva. Nu, nu punea 10. Era atât de plăcut chestia asta, încât tu, profesor, n-ai decât să-l iei în brațe și să-l pui. Băi, băi, ești corect. Ia să-i stupați, bravo, bă. Asta era problema. Eu asta am vrut să văd. Da? Deci așa trebuie. De greu, știi, de, da? Cu practică. Nu, e foarte greu. Bă, dar tu ți-ai prins de o chestie. Când am spalat drum, îi prins. Nu-s oamenii, da? Da, semăna, semăna cu cei ți-am spus mai devreme, oamenii la mare, ce știu eu. Nu se poate să ai un mort, să nu guști de frumusețea chestiunii. Deci așa, așa, apropo de... Dar dată să știi, aduce ce să faci. Da. Gata, mai dă din asta, gata, scrie până când... Da, mă, da. Nu mai fac nimic, gata. Deci, domn profesor, mâini mijlocul la AB, totuși. Da. Dar deci m-am gândit, de ce mi-a dat mai mâini mijlocul la AB și nu vreodată și pe mâini mijlocul la BC? Hai să vedem. Deci, spune, mâini mijlocul la AB. Da, și atât. Da. Da, ne-a dat informații. Da, dar a zis să mai desfacem. Să dea să desfac. De ce mi-a dat mai mâini mijlocul la AB? Bun. Atâta informații, că doar ce înseamnă în mijlocul ăla, că segmentul ăsta cât ăsta de da. Dată, din asta de toate vorbe. Mai departe. Și avem G, aparține lui DM. Lui DM, deci trebuie să duc pe DM. DM median. DM, median în care triunghi? În triunghiul... DM median în triunghi, trebuie să spune... Păi unește în vârful cu mijlocul latului. Păi da, cu D cu G. Cu D, cu în D la B. În D la B. Deci asta te obligă să vorbești de D la B. Dacă le zici că e mediană. Da. Da. Da, așa, median, dacă spui D, M, mediană, n-are rost afirmația ta. Mediana într-un triunghi. Care triunghi? A, D, B. Se zice, ia tu pe G, pe D, M, undeva, nu cu oricum. Astfel încât D, G să fie de ori G, M. D, G, da. Asta. D, G, D, G e mai mare, de două ori. Deci îl împart în trei. Îl împărțim în trei. Deci împart una, două, deci chiar trei. Trei. Și asta era toată figura, adică era așa de greu. Asta era? Da. Da. Deci... Nu, ia, dus în sus. Deci dâmă, pe dâmă, se ia un punct, așa încât DG, de ce era așa de greu? Deci acum două, sigur trebuie să... De două ori gâmă. Da, corect. Adică este aici. Da. G este aici. Da. Și a zice problema. A, G, G. A, G, G. A, G. A, A, A. A, G, G, să demonstrăm. Mă, poate desenul, dacă îl făceam, tot îmi punea ceva. A, și dacă mai apucam și să scriu în regulă paragă... Domn profesor, deci domnul nostru simțul este așa, că D, G, M, e coliniară, că o zici. Da, zici, uitați, G aparține lui DM. Avem o colinearitate. Da, da. Dacă arătam că unghiul ăla din G, D, G, A. D, G, A. A, ăsta de aici. Ăla e cât C, G, M, congruent, gata problema. Gata și cealaltă colinearitate, foarte bună teoria, o știm. Deci, tu te-ai dus așa. Așa m-am dus, da. Că câtă vreme nu este pe DM. Da, am o colinearitate, da. Acum, cum ți se cere ca să arăți că A, G, C sunt coliniare, da. Ar trebui de undeva da. Să spui că AC trece neapărat pe la G. Adică unghiurile astea sunt opuse la vârf. Dacă arăți într-un alt loc corect. Că sunt congruente, într-un alt motiv, gata.
gata problemă. Gata, teoria am făcut. Apare reciproc la teorie, e unghiul opus la vârf, da? Practic am și deci te-ai blocat. Gata, da. Păi n-ai vrut să mai faci problema. N-ai vrut, pur și simplu. Nu știu, m-am blocat, nu. În triunghiul A, de B. În A, de B. Da, aia e la două treimi de... D-M e mediană. E mediană, da. D-M este mediană. Da. Ai dus pe AC. Am dus. Cu D-B, unde se taie AC cu D-B? În O. Nu. În punctul O, dar în ce calitate? Diagonale, zici. Păi foarte tare! Eu ne-am spus eu să scrii de 7, de 5 ori. Șa-o e mediană. Șa-o e mediană. Și aia e la două treimi de... Și se interfinează în G și... Care e o treimi de bază, o treimi? Scriam. Și atunci punctele A, G și C se conează, termină problema. Știu, da? Așa trebuie să-mi faci și mie. Da. Deci, aici, aici problema nu, era... M-am blocat acolo și... Deci, practic a repetat teoria de la problema anterioară cu intersecția mediană într-un triunghi. Cum n-am văzut nici acolo, n-am văzut nici aici, domnule. Dacă, dacă o vedeai aici, o vedești dincolo. Exact. Sau și au invers. Și da, n-am văzut niciunde. Da. Dragilor, trebuie să învățăm din față, de la fiecare problemă pe care o întâlnim, să învățăm un lucru. Deci, ce e centrul de greutate? Da, 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 ce o centru de greutate? Să știți că am zis D-G e la două treimi de G. Nu întâmplător. Da, G, M, deci e clar că e mediană. Dar nu m-a dus mintea să văd și pe partea aia în același triunghi să zic că e G, centru de greutate. Da. Nu putem spune decât un singur lucru. Că matematica este extraordinar de frumoasă, geometria prin excelență și că niciodată nu e sigur că o poți face de la prima citire. Vedeți, am ce v-am spus la ce moment. Eu nu știu dacă am să pot să reușesc să fac problema. Așa am început, da? S-ar putea să nu reușesc. Dar vă spun un lucru. Am să stric ipoteza cât am să pot. Am să stric concluzia. Și dacă nu sesizez chestiunea aceea de lipitura care trebuie să o dar apare un triunghi, m-a apărut triunghiul de aur într-una din probleme. Ceva să se întâmple, să se lipească, nu-i nimic. Rămâne să văd dacă voi reuși altă dată. Dar măcar da, scriu, rup din probleme, am niște informații. Scriu. Ei bine, în problema asta, când am auzit că asta de aici, DG este de două ori cât GM, am spus clar, trebuie să mă duc într-un triunghi, în care G ăsta să fie centru de greutate. Deci eu am fugit repede spre problema. De data asta n-am mai gâșbuit. Vă spun sigur. Când am primit mesajul că DG este de două ori cât GM, iar DM mediană aici, DM mediană, iată că știam sigur un punct care se află pe una din mediane la o treime de bază și două treime de vârf, el este centrul de greutate acolo. Păi da, și atunci, iată că mediană, deși terminată problema, trece și prin gâul acela. Centrul de greutate, și asta, dacă intersectează cele două mediane în G, asta înseamnă că e coliniară. Atunci, G-ul este... Trece și iată pe acolo. Așa. Trece și iată pe acolo. Stai, mă, mama, puțin. A, G, G, gata, înseamnă că e coliniară? Da. Păi, uite, să insist ca să înțelegi. Deci, D, M. Deodată, A, O și C sunt coliniară. Da. Înseamnă că AO care-i mediană, da? AO care-i mediană, se întâlnește cu DM care-i mediană într-un punct G, care-i centru de greutate. Centru de greutate, acum astea. Da? Care-i centru de greutate și el are calitatea de o treime de bază și de o treime de vârstă. Da. Deci pe G l-am chemat obligatoriu pe AO. Deci AO trece neapărat prin G. AO, C. Rezultă și de aici, din astea toate rezultă. Păi cum, și, A, G, e pe A, O, atunci și pe A, O, C și pe A, deci A, G, A, G, A, G, C, termină. Și puteam să fac de... Deci... Cât ai făcut? Desenul, da. Și atunci? Nu am scris ceva, dar... Strategic, hai să vă spun, strategic, ca profesor, n-aș fi dat cea de-a doua problemă cu aceeași idee. Cele două probleme au fost dure pentru că s-a fructificat centrul de greutate. Deci profesorul X, nu mă interesează cine este, n-a ales problemele acestea cu
cu chestii mai largă. Ca și cum aș fi spus, nu o face pe asta, nu o faci nici pe cealaltă. Deci el practic a lovit pe majoritatea copiilor care nu s-au prins de centrul de greutate în cele două probleme, deci i-a scos din cursă. Atunci, în condițiile acestea, nu aș fi abordat această manieră de formulare a subiectelor. Și dacă i-am prins aici cu centrul de greutate, lasă să fac altceva. Poate se prinde într-o altă problemă care nu folosesc același lucru esențial. Deci aș fi încercat să nu înghesui așa dur pe grupul acela de copii, poți fi mulți, puțin, n-are importanță, pe o singură temă și să-i rup la jumătate ca punctaj. Poate chiar mai mult. Nu, că erau 5 puncte pe două probleme. Da. Astea 5 puncte au două. Da. Cu aceeași problemă la mijloc. Deci, practic, te prinzi, iei cele 5 puncte, nu te prinzi, iei pe rău cele 5 puncte. Exact. Și chestiunea asta nu-i pedagogică, hai să spun, din punct de vedere al profesorului. Nu fructifice acea chichiță în ambele probleme. Pentru că atunci nu le-ai oferit o șansă mai bună copilor, ci le-ai, să spunem, dintr-o întâmplare, unii știu, sau poate din alte motive, alții știu, n-am să spun care motive sunt, din culise, și atunci tu ai făcut o selecție incorrectă. Da? Incorrectă între cei care au putut să facă și cei care nu au putut să facă. Este, din punctul meu de vedere, un mod greșit de a aborda. Vedeți că nu evit să mă pronunț în astfel de situații. Profesorul din mine n-are voie să treacă cu ușurință pentru un astfel de aspect. Este inuman, aproape să spun, ca să-ți faci o strategie de asta, decât dacă ai ceva în culise de urmărit. Corect. Da? Și este, da. A, asta am înțeles mesajul. Da. Și atunci, nu zic doar atât. Nu e bine. Nu e corect. Putea să dea problemele diferite, să dea o șansă. Sigur că da. Altceva să testeze în problema cealaltă. Nu același lucru. Da? Deci îmi permis să critic acest mod de a gândi subiectele. Cum spune cineva, nu e bine, domnule general, nu e bine. Nu? Avea să spună președintele Băsescu într-o discuție, într-un discurs, când s-a adresat cuiva. Nu e bine. Așa și eu. Nu e bine, domnule profesor. Nu e bine. Aveam eu o șansă să-ți arăt unghiurile alea s-au pus la vârf? Care? Ăla din gând. Hai să pornim la treabă. Ca să arăt că unghiul ăsta e congruent cu ăsta. Pe ăsta l-am văzut că le prins între unghiul de BGA. Da. Trebuia să unesc acolo pe M cu C. Pe? M cu C. M cu C, da. Aveam nevoie să zic că s-au pus la vârf? Că-s congruenți pentru că sunt opuse la vârf? Păi nu s-au pus la vârf. Păi asta zic. Nici vorbă. Ele, numai dacă dintr-un alt motiv sunt congruente, atunci și că asta sunt ce mâncolniare, le obliga și pe A, G, C, colniare. Dar tu, în raționamentul care trebuia să le elaborezi, nu fructificai că DG este de două ori GM. Nu. Și ori de câte ori încerci să faci o problemă fără să valorizi la toată ipoteza ta, toată, nu vei reuși niciodată. Da? Deci asta trebuia să spui. Fructific eu în tentativa mea, fructific faptul că DG este de două ori cât GM? Nu. Nu, pentru că m-am dus pe chestia aia. Bă, coliniare, am o coliniaritate, dacă am unghiurile două... Eu m-am dus pe chestia asta și am stat și mai de... Și cum am spus dumneavoastră, să nu scriu nimic, să mă gândesc. Cum aș putea și... Te-ai tot gândit? Exact, da, era ultima. 3 și 4 era ultimul pe care aveam. Și tu am întâlnit la ceva cine ridichis. Eu m-am dus la 4. Și s-a zis, m-am gândit să o terminam eu la fară. Și pentru că 4 avea același lucru, corect, același dechis. Corect, 10 minute întârziere. Da, și 4 avea același dechis. Scrofătut, na. Și, da? Și atunci, sigur că stai și te gândești, dar dacă același lucru pe care nu... Vezi, Biruna, ești dovada clară a spuselor mele. Când amândouă problemele au avut același dechis, concurența medianilor, n-aveai cum pe asta
pe aceea de la 3 să nu o faci și pe asta să o faci. Dar, n-aveai cum. Dar făceai probleme. Sigur că dacă exact. După ce am discutat. Și la deci, deci nu în cap e discuții. Da, da, da. Tocmai asta a făcut. De aceea mi-am permis să spun franc și foarte hotărât că nu așa se face. Nu cu dichis, faci jumătate din lucrare. 5 puncte. Nu e corect. Asta se să iei probabil pe capete note mici. Dacă o să iei cineva mare, o să înțelegeți. O să înțelegeți de ce. De ce au luat 2-3 copii note mari. Așa. O să tragem concluzia. Da, sigur că da. Trebuie așa. Vorbit așa. Iată. Și într-adevăr, înțelegem că aceia merg la pregătiri la domnul profesor și că le-a explicat concurența medianelor și că din cauza asta ei au sigur, ce să facă. Sigur, problemă. Aici pe voi conchis, vă termina pe toți ăștia da, care... Da, da, da. Și strategia este... Și atunci o să veniți cu toții la pregătiri, la domnul profesor, ca să puteți și voi să faceți da. La testul următor, să luați... Și că, voi... și că iată că există în mod deschis puse niște lucruri, așa cum discutăm noi acum, lucru care înseamnă așa, să scoți și pe prof online din cursă. Că exact. Degeaba vă duci la prof online. Asta am putut să vă spun, că soțul meu zice, că bă, tu îți dai seama că ăsta la urmă e pe prof online și am văzut tot ce lucrați voi și le-a dat taman ce n-ați lucrat. Lasă-mă cât și-ai frigat. Soțul meu asta a zis. Deci e concluzia care a tras-o. Și că dacă nu l-a nu v-a urmărit și nu v-a dat ce n-ați lucrat. Exact, da, dar nu da. A dat nimic ca perimetru, nimic. Acum, da. Aici suntem, trebuie să recunoaștem că nu avem nicio dovadă. Nu. Dacă toată lumea, cei care știu, urmăresc și nu se poate ca profesorul să nu urmească, știi de asta. Categoric, obiectivul este ăsta. Și ca să aibă acoperire, 2-3 copii au știut. 2-3 copii sunt sigur că o să iei 10. Da, din motivele care le-ai spus mai devreme. Dar voia să înțelegeți de ce o la 10. Da. Da? Și atunci, și restul nu, ăsta e adevărul. Că v-au prins cu o singură chestiune. Este, încă o dată, un lucru incorrect. Da? Un lucru incorrect. Acum trebuie să zic și faptul că insistându-l să-mi spui mai înainte, mi-a spus, domn profesor, m-am chinuit, am făcut nu știu ce, s-a spus, vine vremea când fiica ta trebuie să le facă fără ca tu să mai fii antrenată. Doamne, ajută să-mi le explice ea mie. Da, să-mi doresc lucrul ăsta mai mult decât orice. Dacă profesorul din mine, cu copiii mei, eu profesor de matematică, seara când ajungeam, spuneam, avem o problemă, nu știu să o faci. Deci așa se întâmpla, vă spun realitatea. Și sigur că m-am furiat treaba asta, dar mă și bucura enorm, enorm. Când ei spunea că nu știu ce fac, ce-o zic, băi, o foamă. Și voi știți, am făcut o dată. Noi am făcut o dată, da. Dați seama ce, cât era de... Da, era starea mea de angajament totală. Și într-adevăr... De relaxare, era o stare de relaxare totală când știați... Și angajare, dar și... Copiii noastre știau, domnule. Da. Și eu aș vrea să ajung la nivelul... Să ajunge acolo, mai trebuie să știm să muncim, să avem bucuria de a gusta din frumusețea unei soluții. Și când v-am spus mai devreme că la clasă nu aveam elevi, ci aveam colaboratori. Fiindcă am avut curajul să fiu sincer, spun, asta nu o pot face. Și m-aș fi văzut și pe mine în situația asta, nu? Deci eu încă reușesc să fac treaba asta, chit că acum, acolo eram numai cu clasa mea, da? Cu 30 de copii care aveam. Acum voi... Mă vede toată lumea. De aceea, mă rog, mă iubesc cei care așa, pentru că nu falsez. Când e sincer. Da, da, nu falsez și nu fiu așa cu o problemă făcută și fac din asta, uite că ce deștept sunt eu. Corect. Aștept acum să-mi dați problema, văd dacă o pot face sau nu. Sigur că depind și de foarte mulți factori. Poți să am o stare, nu tocmai să fie obosit, bună, să fie obosit. Luăm o idee ca oricărui om, în familie, toate chestiile acestea. Dar eu trebuie să recunosc și v-am spus, domnul profesor, înainte de ședință, că Miruna, în weekendul ăsta, m-a terorizat. A lucrat tot ce a putut lucra la geometrie. Din toate culegerile, a lucrat și azi dimineața ne-am trezit la 5, a lucrat. Ăsta e câștigul imens. Exact. Nu faptul că nu deci, putut să faci. Foi întregi avem lucrate. Da. Uitați, foi întregi și temă și tot, foi întregi lucrate. Am explicat, uitați știință. Pe a ei, pe a meu, am făcut desene. Deci a lucrat de m-a terorizat. Și în condițiile astea... Este superb ce spui. Mera, vreau să spun un lucru. Ăsta e câștigul cel mai mare. Nu faptul că două probleme alese cu aceeași dichis. Nu-i nimic. Este un prim. Dar câștigul este atât de mare, Miruna, pentru tine,
încât și pentru cei care înțeleg despre ce este vorba, încât nu rămâne decât să spui, oh, ce bine e, ce bine e că am început să fac geometrie cu drag. Corect. Da? Nu, mă, în momentul de față mă duc spre geometrie și fac o problemă, având forța să cred în mine și înțeleg. Da? Și ușor, ușor, de mama nu am nevoie. Știi, Veruna, când mama spune, va spune, lucrează singură, nu m-am treabă, mă duc, mă uit așa. Hai, Doamne, ce relaxat aș fi eu, domn profesor. Da. Așa muncești și să știți că muncești și faptul ăsta o să ambiționezi, pentru că roadele se vor vedea. Se văd, dar la fiecare din voi, atenție când vă spun la fiecare din voi, eu nu numai ei, spun tuturor celor care ne urmăresc, da? Trebuie să fiți, să credeți în voi, trebuie să în fiecare, în fiecare situație când știți o problemă, am spus-o. Cu calm, citim de mai multe ori, facem figură, interpretăm. Tu ai să nu mai știi niciodată ce scrii? Da. Ai scris, lasă acolo. Da, și eu la fel. Chiar mi-am scris prost tot, am da. Ne oprim aici, am spus. Foarte rău pentru problema aia treia. Da. Adi, hai să zicem așa. Hai să zicem. Învățăm din fiecare problemă. Tuturor celor care ne urmăresc, să le spunem să nu uite, să dea. Like și share. Da. Like și share. Ca... Și tura viitoare vă spunem când de 10 s-a luat la testul ăsta, la clasă. Tot și cam știm. Da. 3 sau 4. Așa. Maxim. La revedere. La revedere.